Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Invitații din această seară sunt Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit! Mulțumesc că astăzi ați avut timp, că era o zi plină pentru dumneavoastră, că ați avut multe activități, am văzut. Exact. Și Stăvil Veceslav, doctor în științe istorice. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Astăzi, pentru că este 1 iunie, vorbim despre copii, însă vreau nu doar lucruri frumoase, să spunem, pentru că multă lume astăzi a ieșit cu copii în Piața Mare Naționale sau în alte locuri și au sărbătorit. După mine, ar fi bine ca jurnaliștii și ONG-urile, instituțiile de stat să atragă atenție că pentru astăzi nu ar fi bine să sărbătorim doar, dar și să ne mai gândim la drepturile copilului, care în Republica Moldova sunt lezate și nu se ține cont de niște reguli elementare de întreținere, de atenție, de grijă față de copii. Aceasta după ce am ascultat, doamna Bănărescu, raportul dumneavoastră care a avut loc în aprilie, l-ați organizat într-o conferință de presă și ați discutat atunci, ați vorbit, ați adus publicului informații despre multe lucruri urâte, multe lucruri care sunt delăsate și nu se întreprinde nimic la aspectul drepturilor copilului. Ne puteți spune care sunt momentele la care ar fi trebuit de urgență de luat măsuri? Pentru că vreau să vă zic că astăzi m-a uimit un sondaj, un clasament. Republica Moldova a fost plasată pe locul 76 în acest clasament, ce ține de fericirea copiilor. Cei mai fericiți copii sunt în țările, vă spun în care, în Norvegia și în Slovacia. Noi suntem pe locul 76 din 172 de țări în raportul Fericirea Copiilor 2017. Doamna Bănărescu, cum de? Parcă nu e rău așa. Vreau să vă zic exact. România este în spatele nostru, Rusia e pe locul 36. Păi nu suntem un popor fericit, probabil, de ce și copiii sunt. Dar vorbind la modul serios, vreau să vă zic și pe mine, m-am uimit însă și rezultatul unui sondaj care Oficiul Avocatul Poporului l-am efectuat privind perceperii respectării drepturilor omului de către cetățenii noștri și la capitolul la întrebarea consideră care categorie de cetățeni consideră că le sunt respectate drepturile mai bine sau foarte bine. 57% din respondenți au spus că copiii sunt acea categorie care le se respectă drepturile cu bine și foarte bine, 57%. Wow. Asta este destul de mult. Totuși eu consider că, da, vreau să zic că este opinia respondenților, ea trebuie respectată, dar în opinia mea totuși nu reflectă realitatea. Uh-huh. Și vorbesc că asta cunoștință de cauză, mă bazez la fel pe opinia copiilor. Este importantă opinia copilor, deoarece ei sunt acei care pot să ne spună adevărat cum ei se simt protejați, li se respectă drepturile. Și iată, într-o întâlnire la forumul din 2016, întrebarea care m-am întâlnit copii a fost exact aceeași. Cum percep ei respectarea drepturilor lor și care consideră care drepturi sunt cele mai încălcate? Mm-hmm. Și copiii au identificat câteva drepturi, dreptul la educație în primul rând, și mm-hmm. este normal deoarece este mediul unde se află copiii. Mm-hmm. Copiii au vorbit despre program supraîncărcat, despre mm-hmm. lipsa condițiilor în multe școli, mai ales cele rurale, refer la blocurile sanitare, lipsa WC-urilor, lipsa apei potabile. S-au referit la multe ori, multe teme de acasă, s-au referit la situația din școală, s-a referit la existența plăților informale, la favoritismul din școli. Multe probleme au fost abordate de copii și vreau să zic destul de profunde. La fel, următorul drept l-au nominalizat este dreptul la opinie. Copiii consideră că opinia lor este doar ascultată, dar nu se ține cont de ea la luarea decizii, soluționarea problemelor și este evident că dacă vrei să schimbi ceva pentru copii, trebuie să ții cont de opinia copiilor. Uh-huh.
Următorul drept, ei au vorbit că li se încalcă dreptul la odihnă. Dreptul la odihnă, da, dar în aspectul nu că să mă joc. Deci a fost justificat prin faptul că acasă merg, se apucă din nou de teme, nu au timp când să citească, să recreeze și respectiv au consecință asupra stării sănătății, care a fost pasat următorul drept. Au vorbit despre faptul că foarte des calitatea sănătății nu este, serviciul de sănătate nu sunt oferite calitativ, se dă plăți, nu știu părinții care este diagnoza copilului, nu sunt informați nici părinții și nu solicitate informația dacă este prescris medicamentul, dacă este pentru nu are o reacție adversă. Și au vorbit și despre încălcarea mediului înconjurător. Copiii au vorbit despre faptul, despre apa poluată, despre aerul poluat, despre lipsa spațiilor de odihnă, au vorbit despre fumatul în locuri publice. Asta este opinia copiilor și iată ceea ce a vorbit copilul este, și ceea ce am analizat pe parcursul anului de activitate sunt chiar coincidență totală. Și aș mai adăuga aici că la, de exemplu, la drept sănătate, pe parcursul anului am stabilit, am identificat, cunoașteți cazul din mass media când a decedat un copil într-un liceu din motivul că nu a avut cine să-i acorde primul ajutor. Despre asta ne vorbește lipsa medicilor din instituțiile de învățământ sau dacă este... Da, asta ar fi grav ca să lipsească. Dar este vorba despre toată Republica, să înțeleg. Da, aici la medicul, lucrătorul medical trebuie să fie obligatoriu în toate instituțiile și nu doar să fie formal. Pe hârtie. Da, pentru că în final s-a demonstrat că a fost lucrătorul medical, dar la moment nu era. Ușa încuiată, când au spart ușa, nici n-au găsit medicamentele necesare pentru acordarea primului ajutor. Deci ele trebuia să fie acolo obligatoriu niște medicamente. Și cel mai interesant lucru, am identificat că medicii au fost trecuți în subordinea Ministerului Educației. Și acum, în urma discuțiilor cu Ministerul Sănătății, s-a luat decizia pentru a întoarce cadrele medicale în subordinea Ministerului Sănătății și nu este doar un moft, deoarece acești medici, lucrători medicali trebuie să instruiți, recalificați, dar ei în sistemul educațional, evident că rămâneau într-o parte. Și sunt destul, anul ăsta am făcut un studiu referitor la evaluarea situației respectarea drepturilor copiilor cu tulburări din spectru autism. Și cu regret, noi la capitolul ăsta stăm foarte rău. La acest capitol noi chiar din partea statului sunt foarte puțini intervenții. Este foarte bine că deja anul ăsta s-a introdus screening-ul, de sistemul medical a introdus screening-ul obligatoriu pentru a identifica copilul să nu intre în riscul de autism. Și asta este deci, până bine. Acum nu era. Nu era și este o noutate practic și pentru multe țări europene. Noi suntem chiar în frunte cu introducerea obligatorie a screening-ului. Avem problemă copiilor străzii, că nu știm ce să le oferim, care sunt standardele. Da, și țineți minte atunci reportajul care a luat... Exact. Acum este vara și avem din nou copiii în stradă. Nu este grav copiii, este grav copiii sunt în stradă, dar noi este mai grav că noi nu știm ce să le oferim. Da, apropo, s-a luat, nu știți situația, s-a luat atunci măsuri, s-au luat măsuri privind copiii cei de la Hotelul Național? Da. S-a luat măsuri, situația s-a ameliorat. Vreau să zic că totuși Direcția Protecției Drepturilor Copilului pe umerii ei stă această responsabilitate, cu toate că copiii nu sunt din majoritatea din municipiul Chișinău, dar ei sunt în municipiu găsiți și sunt ridicați și plasați în servicii, în serviciile direcții municipale. Dar ce oferim? Ce oferim? Da. Care sunt standardele? Nu avem elaborate standardele. Sunt standarde internaționale, dar la nivel de țară nu le avem. Deci un copil care îl ridici în stradă trebuie să-l verifici, să-i faci niște analize medicale, să vezi care este starea medicală. El poate fi focar de infecție. Exact, dar el poate și să diviriște cazurile când ei sunt consumatori folositori de clei. Și ce facem cu acești copii, îi ducem în instituții medicale și iată ultima ședință care a fost anul ăsta împreună cu serviciile responsabile, s-a stabilit o conducrare exact în aspectul ăsta, copilul este găsit în stradă, merge întâi la instituția medicală pentru a fi stabilit care este starea sănătății și se acordă respectiv dacă este necesar se plasează, se internează și se tratează până sunt informate autoritățile titulare din teritoriu și preiau acești
și copii. Și mai departe ce facem cu mai ei? Mai departe, într-adevăr. Îi ducem în familii, familiile trebuie să lucreze foarte mult cu familiile unde ducem acești copii. Foarte des copiii sunt din familii unde se consumă au alcool, familiile sărace, sunt familiile unde nu comunică copiii, nu are comunicare, copiii nu sunt înțeleși. Trebuie să lucrăm foarte mult la nivel de teritoriu. Și eu apropo, dacă un pic rămânem aici la copiii străzii, în zilele de azi, nu știu, sau este doar părerea mea, foarte mulți copii văd la intersecții cerșând sau propunându-ți flori sau alte obiecte de vânzare. Ce facem atunci când vedem sau copiii ăștia mici ținuți în brațe și știm deja că ei sunt hrăniți cu sau injectați cu nu știu ce soluții ca el să tacă și să, că e imposibil un copil de 3-4 luni, un copil să tacă atâta timp în intersecție. Să doarmă permanent. Permanență. Deci, în primul rând, noi nu trebuie să fim indiferenți. Imediat trebuie să anunțăm poliția elementară 902 sau, dacă cunoaștem telefonul Direcției Protecție Copilului, care intervine imediat. Aceasta este o contravenție. Aceste persoane sunt atrase la răspundere pentru că nu se folosesc copiii în scopul respectiv. Da, copilul eu este înțeleg copil. Că banul ăla nu el îl folosește. Nu da, este copil care trebuie să fie educat, trebuie să fie crescut în dragoste, în grijire, pentru că asta este copil. Aici noi trebuie să divizăm responsabilitatea în general, în societate, care părinți și guvern, da, stat, pentru că nu poate statul ia politici și implementează politicile, dar dacă noi avem părinți irresponsabili, avem părinți care nu știu a fi părinte, nu știu a crește părinte. Dar de ce, doamna Bănărescu, de ce am ajuns ca să avem părinți care nu știu cum să-și crească copilul? Aici vreau să fac doar o remarcă. Sunt părinți care nu știu să-și alimenteze corect copiii. Eu, pe propria mea piele, am văzut acești exemplari chiar din maternitate și începând cu primul an de viață. Ce se întâmplă la noi în societate? A fost și este golul ăsta. Când valul respectiv din anii 90 a plecat foarte multă lume, a fost mulți copii lăsați fără părinți și crescuți de bunei. Și aici, eu consider că iată în perioada asta s-a primit un gol în lipsă de educație în general. Și acum acești părinți care n-au fost ei la rândul său educați, când au avut cine să-i educe, să-i însufle niște deprinderi de viață, ei acum sunt părinți. Dar la sfârșitul anului, vreau să menționez acest fapt, a fost adoptată strategie privind educarea părinților. Uh-huh. Și iată în strategia respectivă prevede un plan de acțiuni, cum să se educe părinții, cum să îi instruiască părinții a fi părinți. Și aceasta trebuie nu din ultima etapă, nu, când devine exact. Părinții, din școli. Din școală trebuie să știi care este cultura, relații între un bărbat, o femeie. Și noi vorbeam despre educație sexuală când noi este în școli, nu sexuală, noi când auzim cuvântul sex ne sperie, dar nu vorbim. Dar ar fi trebuit să fie noțiuni generale, niște trebuie lucruri niște elementare, niște deprindere. Relații frumoase, deci noi putem să o numim cum vrem, noi putem să o numim, de exemplu, cultura relațiilor. Corect, copilul să știe nu înseamnă doar cuvântul. Exact, dar trebuie să știe ce înseamnă relație frumoasă, trebuie să știm copilul să nu intre în niște relații premature. Sau când apare o sarcină, ce fac acești copii? Sunt doi copii, atât mama e responsabilă, cât și copilul minora, cât și celălalt. Și aici sunt foarte multe lucruri de vorbit, dar asta este deja obligația statului de a interveni, să revină la curriculum, a te introdus deprinderile astea elementare, ce înseamnă o cultură, da, relație, pe educație. Timpuri, disciplina de prindere de viață, care a strânit iarăși un val de nemulțumire și a fost scoasă de școală. Da, și noi am ridicat mâinile, dar n-am pus nimic, am ridicat, am scos-o din curriculum, da, dar n-am nu mai bine nimic. Să o perfecționăm, hai exact, să o scoatem. Exact. Iată, am întors recent de la o conferință internațională unde s-a discutat exact educația sexuală și s-a discutat în statele europene, nu este. La fel au probleme și în statele europene, doar Irlanda, timp de 20 de ani, din 54, a încercat să implementeze și iată, după 20 de ani, îi pot vorbi cu glas tare că ei au implementat acest curriculum și deja au succese. Dar în rest este o problemă și noi, eu ca și avocată copilului, chiar pledez pentru întoarcerea deprinderilor elementare și tot mai mult că este deja și această strategie. Da, eu sper strategie. Că o să ne audă de la Ministerul Educației, mai ales în momentul acesta, este exact. Important să spunem că va fi reformat guvernul și probabil au nevoie de niște lucruri frumoase ca să implementeze noul guvern și mai și avem noul ministru. Strategie privire la drepturile copilului 2014-2020. 2014-2020.
La fel sunt niște acțiuni foarte importante și trebuie să țină cont la implementarea tuturor strategiilor de lucruri foarte serioase. Dar avem lacune și eu văd o lacună serioasă în sistemul de protecție a drepturilor copilului, lipsa specialistului pentru drepturile copilului. Ce înseamnă? Deci avem un sistem de protecție unde sunt incluse, unde face parte asistența socială, așa numit sistem, mecanism intersectorial, care trebuie să intervină atunci când este necesar, când copilul se află în situație de risc sau poate să fie în situație de risc. Deci este polițistul comunitar, este medicul, lucrătorii medicali, sunt pedagogii și iată, astea persoane nucleul sunt mecanism, acesta de oameni. Și primarul. Primarul este autoritatea tutelară. El este responsabil pentru tot ce se întâmplă cu copiii. Eu mă mir când primarul nu știe că un copil nu are ce mânca sau nu doarme. Ce fel de primar este și are funcție de autoritate tutelară. Și iată, conform legislației, se prevede să fie un specialist care se ocupe doar de problemele copilului și să fie încadrat în schema de încadrare în statul personal la primăriilor. Am făcut un sondaj intern, am întrebat din toate raioanele unde sunt angajate acești specialiști și din toate satele Moldovei, din toate primăriile, doar 4 primării au angajat acești specialiști. Da, aproape 1000, da? Și motivul principal este lipsa surselor financiare. Eu consider că lipsa acestui specialist chiar este o problemă, deoarece cine se ocupă de copii? Asistentul social. Păi asistentul social are și maturii și sunt mulți în localitate. Acum mergem dezinstituționalizarea, vin și maturi care au probleme cu dizabilități și consider că problema guvernul trebuie totuși să includă acest specialist în sistemul de protecție și să aibă o finanțare de la bugetul de stat. Asta ar fi o soluție pentru ca copiii să într-adevăr să fie permanent în vizorul unei persoane responsabile de drepturile copilului. Dacă să fiți auziți, ați vorbit în raportul dumneavoastră că cereți, pledați pentru crearea unor grupuri de lucru. Din aprilie și până acum s-a mai mișcat ceva? Da, sigur. Vreau să vă zic că am o colaborare foarte bună cu autoritățile și am multe lucruri, am încercat să le schimbăm și chiar deja sunt și unele rezultate. Am fost abordată problema copiilor care suferă de boli rare și anul ăsta s-a soluționat problema copiilor, ei sunt incluși copiii în asistența medicală gratuită de stat și deci copiii sunt tratați gratuit. La fel s-a soluționat problema a copiilor cu diabet zaharat, la fel abordată și împreună cu Ministerul Sănătății. Da, cunosc niște persoane care în fiecare an merg în România să-și trateze copiii. Deci înseamnă că la noi nu este necesarul pentru acești copii bolnavi de diabet zaharat. Da, acum s-a introdus gratuitatea, copiii sunt asigurați gratuit cu aparatele astea care iau, verifică proba. Da, de și sânge. Cu pelicule astea. La fel am încercat să sunt probleme. Dar nu avem centre specializate pentru ei. Nu avem centre, exact. Nu avem nici în spitale loc medic care să-i... Este un lucru destul de bun atunci când am obținut întoarcerea medicilor în sistem, pentru că medicii pediatri și anume cu dreptul de a prescrie recetele. Ne-ar părea foarte, nu e prea important, dar este important că mămica ambla cu copilul în brațe la medicul de familie, se întorcea la pediatru. Acum lucrăm cu în privința la executarea hotărârilor judecătorești în privința stabilirii domiciliului copilului. Cazurile de divorț sunt foarte dureroase pentru copii și cu regret părinții nu au responsabilitate și fac ping-pong cu copilul și nu-și dau seama că copilul totuși suferă dublu. Noi trebuie să schimbăm un pic atenția, nu părintele și copilul, dar punem întâi copilul și părintele și sunt cazuri când nu pot fi executate hotărârile deoarece copilul nu vrea să meargă cu părintele care a fost stabilit de către judecată. De către judecată. Ce faci cu acest copil? Unde îl plasezi? Și trebuie aici, împreună cu Ministerul de Justiție, identificăm un mecanism ca să ajutăm copilul să se decidă cu cine rămâne, dar este o procedură destul de complicată, totuși este copil.
sunt diferite opinii, să iei copilul de la părinți care se ceartă și să-i plasezi într-un centru. Nu știu, este bine sau nu, este stresant pentru copil. Da, e foarte stresant. Este stresant pentru copil. Dar în țările europene am înțeles că se da, acolo nu prea așa ceva. Nu prea se joacă. Dacă se consideră situații. Copilul suferă, indiferent că este și... exact. Totuși, la noi, Republica Moldova, totuși responsabilitatea părinților trebuie să fie punct pus o accent foarte mare pe responsabilitatea părinților. Părintele, când are un copil, trebuie să fie conștient de faptul că el trebuie să-i acorde că nu tot. Și-a obținut, nu și-a cumpărat o jucărie, dar este... Da, și dar aici trebuie să intervină și statul atunci când familiile nu pot avea grijă de copii. Ce intervin statul, ce intervine cu acea sumă care majoritatea consideră că este insuficientă, nu ajută cu mult la soluționarea problemelor sociale, dar oricum sunt acele plăți. Avem părinți responsabili că și pe aceste plăți nu le folosesc în interes copiilor, dar procură alcool. Pe acești bani. Pe acești bani. Și am discutat la fel cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, că aceste surse să fie totuși gestionate prin intermediul asistentului social. Ca să ajungă la copil. Să ajungă la copil. Dar dacă vorbim despre responsabilitatea părinților, la noi, Republica Moldova, se știe că din urma migrației masive care a avut loc, cresc copiii în familii necomplete, incomplete. Aici, la acest aspect, ce faceți? Pentru că uneori copilul rămâne doar cu un părinte sau cu bunicii, sau în genere rămâne doar pe seama rudelor, o verișoară, o soră. Aici ce se întâmplă? Trebuie situația este gravă atunci când pleacă părinții și nu lasă un reprezentant legal. Pentru că reprezentantul legal elementar se îmbolnăvește copilul și trebuie să ia o decizie ce facem cu acest copil. Este o situație destul de complicată și această situație încercăm să o soluționăm la fel, de a găsi un mecanism, cum să obligăm părinții dacă ei nu sunt conștienți. Legislație avem, este codul muncii, este codul de executare, este strategie, este legea privirea dreptului copilului, avem multă legislație, dar cum funcționează? Noi nu avem mecanism, cum poți să interzici părintele să părăsească țara dacă avem hotare deschise și da, aici circulă. E complicat, dar ar fi nevoie de ceva, pentru că ajungem în situații când copiii și au rămas buni de la viață și astea sunt și tot mai dese în Moldova. Iar vorbesc despre mecanismul ăsta intersectorial, el trebuie să funcționeze. Atunci când copilul merge în școală și pedagogul vede dispoziția copilului și îl întreabă pe copil de ce ești trist, ar trebui să comunice cu cei ce ați spus dumneavoastră, cu acești oameni responsabili. Atunci vedem ce e cu copilul, instituim tutelă și oferim tutelă persoanei care poate să aibă grijă de copil. Părinții sunt conform legislației contravenționale, sunt atrași la răspundere contravențională, dar nu-i sperie pe părinți, că nu asta sunt conștienți. Nu sunt conștienți. Și este foarte complicat să soluționăm problema atunci când totuși trebuie să ne schimbăm și noi un pic societatea, să nu fim indiferenți. Dacă cunoaștem situații de genul când copilul este în situații de risc, să comunicăm, trebuie să fim indiferenți. Exact. Și acei funcționari care au responsabilitatea de a soluționa problema copilului să nu fie indiferenți. Eu consider că cei care se ocupă copiii trebuie să aibă inimă mare și să nu fie indiferenți. Atunci când ai indiferență, nu faci nimic. Mai bine pleacă de în preajma copiilor. Și asta nu trebuie să ne învețe cineva. Asta trebuie să fim noi, să vină din interiorul nostru. Ceva s-a rupt în noi, în oamenii, în moldovenii noștri. Trebuie să revenim. Nu ați abordat tema plății în timpul când mama se află în concediu de maternitate. Mamele neangajate în muncă primesc aceiași 400 de lei și în continuare... S-a mărit de la 1 ianuarie 2017, nesemnificativ, dar și acea 100 de lei este... Ei, 500, cred că tot nu-i de ajuns. Nu este de ajuns, evident. Eu zic clar că tot ce vine de la stat este mic. Este puțin pentru în situația când... familii se consideră în socialmente vulnerabile și sunt familii sărace, dar eu nu știu dacă am putea noi pedepsi statul din cauza respectivă. Chiar și Curtea Europeană ne vorbește despre situație că dacă statul oferă ceva din limita
surselor financiare, deja este bine, cu toate că în domeniul drepturilor omului statul este obligat să identifice surse. Noi vorbim despre asta. Chiar și acum am pregătit o intervenție la domnul prim-ministru în care îi propun ca minimul de existență să fie calculat nu doar pentru copil. Actualmente în Republica Moldova minimul de existență se calculează pentru copil. Copil general, copil obișnuit. Dar nu se calculează atunci când copilul are o problemă, are o dizabilitate. Noi trebuie să fim conștienți, copilul cu dizabilitate are alte necesități. Da. Care cresc înzecit. Practic. Și depinde de gradul de invaliditate și de dizabilitate și depinde de care este dizabilitatea. Tot asta este diferit. Pentru a ca să intervii cu ceva suporturi financiare, trebuie să știi care este necesarul, necesitatea. Și iată, acum intervin către domnul prim-ministru pentru a propune crearea unui grup de lucru să discutăm problema, să întâlnească cei responsabili, să elaboreze metodologia și o formulă nouă de calculare a minim de existență. Da, ar fi bine. Deci să înțelegem că nu este atât de roz și frumos la capitolul drepturile copilului și zilnic se încalcă dreptul copilului la o viață de calitate și practic la dezvoltare fizică armonioasă. Asta vorbim și despre recente probleme apărute privind alimentația copiilor în grădiniță și privind unele apeluri care au apărut pe rețele de socializare în instituțiile preșcolare de abuz fizic asupra copiilor. Apropo, la alimentație, dumneavoastră ați mers vreodată prin grădiniță să vedeți că meniul este incomplet și nu există nicio mișcare în sensul de a îmbunătăți acesta, chiar dacă a fost de la Ministerul Sănătății propus acel meniu nou? Să vă zic ceva straniu, că am mers în niște contrariu inopinate și cât de straniu a fost, am găsit meniurile întregi și corespundeau. Da. Dar n-am fost indiferentă, având informații din societate. Trăim în societate și am solicitat de la prim-ministru ca președintele Consiliului Național de Protecție a Dreptului Copilului o ședință urgentă pentru a discuta problema și a fost organizată ședința. Au fost foarte mulți responsabili și am discutat ce facem, cum soluționăm de fapt o problemă. Și acum mergem totuși pe idee care deja este mediatizată de a schimba modalitatea de achiziționare, ce înseamnă cel mai bun preț, cel mai mic preț. Păi asta absurditate, tu să alimentezi copilul la niște alimente care sunt... 21 de lei, vreau să vă zic, și ceva bănuți, 19 bănuți. Când am mers eu într-o grădiniță și am văzut în depozit mere și mere bune, apropo, nu erau alterate sau... Am întrebat, de ce astăzi meniul nu este măr? A zis că pentru că noi am calculat și depășește 21,19 bani astăzi și am hotărât să nu-i punem mărul, că mărul crește, dar la direcție ne întreabă dacă mărim, ne dă peste cap. Cum, oameni buni, mărul să nu-i al dai pentru că crește, dar scoate din meniu ceva care nu este atât de esențial și pune-i fruct. Mai puțin terci, pune într-adevăr că se încleie stomacul. Dar este și altă problemă, că nici acești 21 de lei nu se folosesc. Și acestea se dau mai puțin. Aici este problema. Am întrebat autoritățile, atâtea autorități de control, ce au verificat până n-au bătut în clopot părinții? Ce au verificat? Tot timpul erau controle foarte bune, tot este bine și frumos pe grădiniță cu alimentația. Când noi vorbeam că copiii, părinții vorbesc despre alimentație proastă, părinții vorbesc despre lipsa fructelor, lipsa legumilor, ni se spunea că tot este bine, că alimentația până părinții n-au bătut alarma și au făcut scandalul acesta, într-adevăr. Este foarte, foarte și acum complicat. Părinții bat alarma, vreau să vă zic că, nu știu dacă cunoașteți situația din grădinița numărul 55, când un copil a fost abuzat verbal, a strigat la el și se aude în înregistrarea făcută de mamă cum și se lovește, nu se știe, se lovește în copil sau se lovește într-un obiect. În aceste situații, statul cum apără părintele? În asemenea situație, în primul rând, trebuie să fie comunicat de urgență conducerii instituției. Se inițiază o anchetă internă să identifice cazul, dacă într-adevăr și-a permis acea educatoare sau dădacă să ridice vocea sau mâna asupra copilului. Deci să nu fie cu frică părinții. Să nu fie cu frică, asta este dreptul lor, asta este inadmisibil. Dacă vedem unele schimbări la copil, în comportament, în psihicul lui,
noi neapărat comunicăm. Numai decât comunicăm în primul rând administrației, pentru că dacă nu se comunică administrația, atunci... Administrația poate să facă tot posibilul ca să nu iasă această situație exact. De după pereții. Dar ei sunt primii care trebuie să informați. Și concomitent să informăm fondatorii acestor instituții. De obicei merg direcțiile de învățământ. Pentru că așa persoane nu trebuie să fie în instituții de învățământ. Nu, da, chiar adevărat. Și eu încă un caz vreau să vă întreb și trecem la domnul Stăvilă, că probabil deja aici așteaptă să discutăm și un pic de ce înseamnă pentru mine, ce a însemnat invitația domnului Stăvilă în studio. Este vorba de situația grădiniței numărul 23 din strada Bulgară, o filială a grădiniței 23. Vreau să vă zic că atunci când am mers acolo cu camera de luat vederi cu colegii mei de la știri, am văzut o situație dezastruoasă ce ține în lipsa spațiului necesar, lipsa terenului de joacă a copiilor care se joacă în terenul comun al curții, blocului, unde este acest... Dumneavoastră probabil nu vă dați seama ce am văzut eu acolo. Cabinetul medical se află în cazangerie și nu există acolo multe medicamente, cum a zis și dumneavoastră într-o școală unde a fost. Și toate lucrurile astea, eu vreau foarte tare Direcția de Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău să meargă totuși la această grădiniță și să vadă. Dar o altă propunere este și ca să și ducă cineva un copil care stau în grădinițe private dintre guvernanții noștri o zi doar în această grădiniță și după aceea să vedem dacă mai pot ceilalți copii, 57 de copii din această grădiniță, sta acolo zilnic. Ei stau zilnic deja mulți ani acolo. Este straniu. Sincer, eu n-am auzit problema respectivă. Probabil că am fost în... urmăresc pagini de socializare, toată informația care iese de acolo, o luăm din media, de la voi, de pe pagini, dar nu am cunoscut situația, dar este o situație gravă atunci când în municipiu Chișinău atâtea sedii avem în care pot fi plasate instituțiile de învățământ și se întrețin copiii în așa condiții, este foarte grav. Aici trebuie să fie trași la răspundere pentru abuz în serviciu, neglijență în serviciu, persoane responsabile, începând că cea directoare, aș vrea să întreb directoarea, a bătut, a vorbit despre condițiile, cunoaște direcția, ce face direcția. Eu chiar am să mă autosesizez. Vă rog foarte frumos să mergeți și dumneavoastră în această grădiniță. Sigur că voi merge. Și toate lucrurile astea despre care noi vorbim acum contribuie la o dezvoltare armonioasă a tinerii generații, contribuie la acei copii fericiți care vor face viitorul țării noastre fericit. Și vreau aici să fac un punte frumoasă între toate responsabilitatea părinților, dintre aspectul acesta de grija statului față de copii și încă un moment pentru care după mine ar fi trebuit să atragem atenție mai mare, este legătura aceasta dintre părinte-copil, bunei-copil. Și aici intervine o altă latură a educației copilului. Grija față de cei care au fost în urma noastră, grija de strămoși sau transmiterea acestei informații, istoria familiilor. Și aici consider eu că este binevenit ca să vorbim despre ce trebuie să facă părinții, iarăși despre responsabilitatea părinților, ca să comunice copiilor de unde se trag ei, cum au fost strămoșii lor. Poate în felul acesta vom transmite și niște metode, niște tehnici de abordare a unor probleme mai serioase, pentru că pe timpuri erau altfel grija față de copii un pic. Domnul Stăvilă, dumneavoastră vă ocupați cu un lucru extraordinar de frumos. Dumneavoastră întocmiți arborele genealogic al oamenilor. Exact. Cum este să faci un arbore genealogic, de exemplu, pentru ultimii 300 de ani sau pentru ultimii 200 de ani? Eu, pentru că acum 15 ani sunt de placă, vorbeam cu anumite persoane în legătură cu arborele familiei și chiar telefonic am avut o situație cu cineva care l-am întrebat dacă nu ar avea nevoie de un arbor genealogic, era un om de afaceri și dânsul s-a speriat că avea vreo 3 copaci în casă și s-a speriat că nu avea unde să-l pună și pe al patrulea, adică era vorba de arbore, înțeles, copac. Deci eu arăt, am luat cu mine un arbore. Au, da? Așa. Iată așa arată, deci nu, o variantă minimă și compactă. Deci strămoșii din ultimii 300 de ani într-un format, să zicem așa, 2x4. Am să mai revin la arborele respectiv. Deci chiar interesantă conexiune de ziua copiilor. Iată, s-a vorbit foarte mult în legătură cu anumite politici, cu anumite situații copiilor și acum ați făcut o conexiune foarte interesantă, deci copiii și arborele familiei.
Mie mi-a părut că este important în familie, ca atunci când se naște un copil să-i se spună zilnic, știi, tu te tragi dintr-o viță de nobil sau tu te tragi dintr-o viță de boieri sau tatăl tău a fost primar sau străbunelul tău a fost preot în sat și da. Era foarte respectat da, da, și așa în fiecare zi dacă îi spui, el altfel se va... Eu este adevărat că mă ocup mai mult de cercetare de arhivă, dar în legătură cu ce a spus dumneavoastră, mi-am adus aminte de o parabolă povestită de un istoric cunoscut în Republica Moldova. Vorbea în fața studenților și deci parabola era aproximativ următoare. Odată o găină își clocea ouăle și din întâmplare, din cer, a căzut un ou de vultur în cuibul ei. Și ea fiind mamă, a acoperit ou respectiv, l-a clocit mai greu, până la urmă ieșit de acolo ceva, nu era sănător cu puiul ei, dar, mă rog, el când a văzut că ceva apare în fața lui se mișcă, a crezut că e mama lui, ea a crezut că e tot un pui de ei. Și așa au trecut, nu știu, jumate de an, un an, deci el s-a făcut mai mare decât mama lui de vreo 4-5 ori și odată, povestea istoric respectiv în fața studenților, odată stăteau ei așa pe o câmpie cu mămica lui și undeva în cer vede o pată neagră și spune, mama, dar ce e asta? La care mama se spune, se numește vultur, regele păsărelor. Și istoricul care povestea s-a oprit și s-a întâmplat o pauză. Un student întrebător întreabă, dar mai departe ce a fost? Pentru că o trăit mai departe ca găină, nu știa că e vultur. No. Sigur că da. Acum mi-am dat seama, că, cum a spus dumneavoastră, că este foarte important copiilor să le spui atunci când este ocazia cine au fost strămoșii lor, pentru că practic noi, fiecare de noi suntem, ca să zic așa, purtăm în noi, cred că cel puțin vreo 7-8 generații. Da. Eu personal mă prind și asta cred că fiecare din noi observă același lucru, că folosesc expresii care folosea taică mea. Da. Folosesc expresii care despre le spune bunicii noștri. Mergem ca părinții noștri. Exact. Gândim exact. La fel, cu formule și mai departe. Ca bunii. De multe ori, da. Eu credeam într-un timp că zicem, sunt alte generații, dar acum așa mie vine să spun că pe timpul nostru, știți cum? Așa spune și taică mea și bunii mei. Deci legătura aceasta există exact. Și ea e binevenită ca da. Copiii noștri să știe. Și eu cred că contează de foarte mult ca copiii să știe de ce fel de tip de pasări sunt. Exact. Pentru că atunci mai bine știi ce ai de făcut. Eu vă dau un exemplu. Cred că vreo 10 ani în urmă cineva m-a rugat să-i facă arborele familiei pentru că nu avea niciun gust de la viața din jur, ca să zic așa. Mm-hmm. Deci, apropo, tot eram om de afaceri. Am avut o întâlnire așa, dintr-o simplă întâmplare și el a spus că vrea să părăsească lumea asta să meargă într-o mănăstire. Eu credeam că ceva în familie ne plăcere. Nu. Când am făcut arborele, deci am observat că undeva pe la 1850 și mai jos, toți erau din fețe bisericești, strămoși. Adică și necesitatea el vinea din chemare, avea un fel de să plece. Deci nu simțea niciun fel de plăcere de la viața care noi, deci nu știu, să la un film sau să citești o carte sau altceva. Deci era... Deci eu bănuiesc că, să zicem, și asta apropo e logic din ce cauză, pentru că acum ultimele 100 de ani lucrurile s-au mai stricat. Dar, să zicem, până la 1900, cei ce făceau bunei, așa au făcut și 1000 de ani înainte. Da. Dacă erau din preoți strămoșii, erau preoți 1000 de ani erau preoți, copii că stăreau numai între ei, adică preoți între preoți. Rezești între rezești, mazili între mazili, deci pe categorii sociale. Și din cauza asta, deci noi cred că am preluam și, noi spunem, oameni de afaceri astăzi sau boieri, de exemplu, 300 de ani în urmă. Aștia sunt antreprenorii de astăzi, deci ei mulți au, apropo chiar avem situații, mulți au, că așa, funcționari de stat pe timpul lui Ștefan cel Mare sau după asta, deci noi boiernași, curteni. Uh-huh. Acum ei sunt oameni de afaceri, deci lideri. Uh-huh. Dar atunci erau militari, deci erau nobili și mai departe. Deci vreau să spun... Apropo, domnule, aici nu putem spune despre faptul că divorțurile noastre sunt așa de multe pentru că nu se ține cont atât de aceste legități din strămoșii noștri. Că dacă erau dintr-o pătru socială, păi se căsătoreau cu aceea pătru socială. Pentru că gândeau într-un mod, erau pe aceeași undă, cum se spune. Dacă erau dintre, cum acum sunt... Aveau aceleași valori. Da, aveau aceleași valori. Poate ar fi mai bine. Cred că aici este mai greu, pentru că noi știm foarte mult că chiar într-o tagmă sau într-o castă se căsătoresc, dar de multe ori iubirea este mai puternică. Adică să spune că regii nu pot fi fericiți pentru că nu se căsătoresc din iubire, deși se căsătoresc de regi. Nu, deci eu cred că este foarte important să te căsătorești într-o categorie socială, din categoria ta socială.
asta. Ca și, apropo, deci noi trăim acum în perioada când, cum să zic, lumea este foarte cosmopolită, adică căsătoriile de aceeași etnie nu este important. Dar eu cred că deci este mult mai sănătos ca căsătoriile să fie între persoane de aceeași etnie, origine etnică. Sigur că pot să... Asta nu e, deci, cum să spun, atunci când două persoane sunt de aceeași cultură, de exemplu, doi greci se căsătoresc, este o situație, și atunci când se crește cineva, de exemplu, de origine greacă și altul, nu știu, de origine turcă, de exemplu, sunt două culturi diferite și clar că aici posibilități sunt de... Deci este alt cod genetic. Da. Mulți care, apropo, se interesează de arborele familiei, vor să afle exact cine au fost strămoșii lor din punct de vedere etnic. Și asta tot contează. Contează. Pentru că eu am avut, de exemplu, nu știu, vreo 15 ani în urmă, cineva care m-a îmbrățișat în momentul când ne-am adus arborele cu documente că era evreu de origine. Extraordinar, deci, pentru el era asta important. Nu, el spunea că în familia lui tot timpul se tăcea. Când, deci, punea întrebarea, cine suntem noi? Apropo, cine suntem noi? Și numele lui de familie, practic, vorbea ceva, spunea ceva. Poți vă spun, botezat-o. Deci, de multe se întâmplă că persoanele care poartă numele familiei botezat-o sunt de origine evrească. Serios? Da, nu am știut despre asta. Deci, trecând la religia creștină, atunci au schimbat numele de familie. Asta pot fi din 10 cazuri, 5 cazuri, știți? Și el era foarte fericit. Din experiența era foarte fericit, pentru că el și ca mentalitate simțea de mic copil că e totul altul. El trăia într-un sat oarecare, dar el era altfel. Știți că trebuie o lebă, de exemplu, între gâște. Deci asta ar fi. Dacă... Și mie mi-a plăcut ce a zis că fiica dumneavoastră, vreau să menționez aici, Irina Stăvilă, la fel se ocupă cu întocmirea arborelor genealogici. Și vreau să zic că ea mi-a plăcut cum a spus, că familiile care au arborele genealogic devin mai unite. Absolut, absolut. Ca să zic așa, dacă, să zicem, cel mai simplu caz, avem situații când cineva din originea din Republica Moldova locuiește în Italia. Locuiește în Italia. Mulți ani la rând. Deci în momentul când el are un arbor genealogic, deci el acolo pe toți îi are. Și avându-i în față, că pui pe perete, în față cu diferite ocazii, îi contactezi. Da. Pentru că când nu-l vezi, adică nu-l ai în față, îl uiți. Eu trebuie de tot mi-am făcut arbor geologic și mă uit, verișorii care de când e născut, căsătorit și mai departe, unde se află, că mă uit în arbor, tot este clar, adică am harta. Și asta clar că mental unește, adică ești, ca să zic așa, nu știu, oriunde, în orice țară n-ai fi, când ai cu tine arbor geologic, tu ai Republica Moldova, o ai cu tine, toate rudele le ai cu tine, sigur că unește. Acum, mai nou, observ la reuniuni de familie, de regulă de Crăciun și cu ocazia Paștelor Blajinilor, cum spunem noi, iată chiar, deci, unii își fac arbor geologic și îl tirajează la zeci de familii care sunt rude. Adică de Crăciun se întâlnesc, de exemplu, chiar am avut situații de Crăciun, chiar am pus o fotografie, nu putem să dă plecă nume, dar scapă și numele. Deci, cred că vreo 20 persoane s-au întâlnit de Crăciun din aceeași familie și respectiv cineva din familie a dăruit tuturor un arbore unde fiecare este în arbore. În arbore. Uneori noi indicăm chiar și ce specialitatea are. Adică, da, ca să știi, într-adevăr. Ca să știi fiecare ce... Apropo, am văzut și la cimitirul central de pe strada Armenească, pe un mormânt scris, aici se odihnesc familii de consilieri de stat sau familii de consultanți. Deci, sigur. Conta pe timpul și ocupația acestora. Asta contează, sigur, că eu pot să spun că noi, dintr-un mic punct de vedere, suntem foarte norocoși. În 1812, când, să zicem așa, Imperiul Rus a anexat teritoriul dintre Prut și Nistru, atunci capitala era la Iași. Da. Imperiul Rus, când a intrat în teritoriul respectiv, ce s-a întâmplat? Deci partea cealaltă din Moldova a rămas sub turci. Dar aici, autoritățile rusești imperiale, având posibilități mari financiare, ce au făcut? Au dat ordin ca toate persoanele din toate localitățile, spunem, Basarabia de atunci, da? Dacă au acte vechi care arată ce stare socială au, dacă au niște merite, așa, să le transmită la Chișinău, care să fie luat la evidență și să le aibă în vedere la impozitare. Adică dacă ești din fețe bisericii, ești de sute de ani, arăți actul care demonstrează că de sute de ani ești așa. Dacă ești din Boiernaș, arăți. Dacă ești din Răzeș, adică fondatorul satului. De exemplu, iată, să zicem, fondatorii satului Pânășâș sunt cei din familia Panuș. Adică ei au transmis cei din familia respectivă, trebuie la Chișinău, actele de la domnitorul X, de exemplu, 300 de ani în urmă. Și toate actele, cele mii de acte, se păstrează la Arhiva Națională. Deci noi avem de unde să... În Moldova de peste Prut, ele s-au păstrat în casele oamenilor până nu știu când așa și s-au fost nemicite cu timpul, da? E extraordinar. Dar în cazul nostru s-au păstrat în Arhivele Naționale și avem acte de la Ștefan cel Mare. Când Ștefan cel Mare a dăruit cuiva pământ din satul Cutare... Fantastic, deci atunci sigur, fiecare dintre noi, familie, poate să-și comande un arbore. Și acolo se, fixează la Arhiva Națională, deci este, deci una că e ștampila domnitorului, se fixează meritele persoanei respective.
respective pentru zeci de mii de familii din Basarabia. Deci asta e norocul nostru, pentru că s-a păstrat centralizat, adică statul Imperiul Rus în cazul dat, deci a avut un rol foarte pozitiv. Asta e unul. Doi la mână, în partea cealaltă peste Prut, moldovenii, deci preoții de acolo, făceau serviciu mai mult, ca să zic așa, verbal. Un copil se năștea, făcea serviciu de vin verbal. Aici autoritățile rusești au impus preoții să facă în scris. Da, și nu așa. Am văzut și nu așa, ați văzut și dumneavoastră. Am văzut și eu, da, și eu am lucrat la arhivă. Așa, dar dacă s-a născut Ion, nu scrie pur și simplu că Ion Ciobanu s-a născut, dar scrie în stil nemțesc. Ion alu Vasile alu Ion Ciobanu și mămica lui. Și mămica lui Anastasia, Maria, Onofria, Teodor, lui Teodor. Da? Așa și vorbesc moldovenii noștri bătrâni, bunii, așa și vorbea Maria lui Ion. Și religie se scrie. Da, da, și e foarte, și e stare... foarte exact. Adică îl vezi foarte clar că el nu pur și simplu este Ion, dar este locutare, locutare, locutare. Deci asta e... Dar încă în ce situații se mai oferă, se dăruiește arborele genealogice? Păi, v-am spus cu ocazia reuniunilor de familie, deci asta de Crăciun și de Paștele Bajinilor. La zile de naștere observă la cifre rotunde. De exemplu, tăticul împlinește o cifră rotundă sau o mică cifră rotundă. Deci copiii dăruiesc arborele familiei, dar e un cadou foarte interesant pentru că el se face pentru părinți, dar în același timp ai și tu cadou respectiv. Da. Deci la zi de naștere, la nunț, am observat primul cadou care se face aproape de ora 12, pe care îl dăruiește tatăl și mama pentru mire și mireasă, arborele familiei, din ce punct de vedere? Misiunea tuturor noastră, ce constă? Să crești mai departe arborele familiei. Da. Și atât acum la nunț am observat că deci mire și mireasă primesc cu respectiv acolo, este dansatorii, duc arborele și o doresc față toți. Și cu îndemnul, că noi până aici am crescut copacul, adică arborele, și mai departe îl creșteți voi. Deci la nunț. Ar mai fi, deci situație, te văd la cumă 3. Adică copilul când se naște, având în vedere că el poartă undeva 7 generații înapoi, sunt în el. Deci de pe om încep să apară. ADN-ul, deci, desigur, nu putem deci, face. Nașii de boteză îl dăruiesc, de exemplu. Deci ar fi trei ocazii cele mai așa mai fericite. Dar cel mai des lumea se interesează, de exemplu, are o problemă în familie. De exemplu, sunt persoane care astăzi au un nume de familie și 200 de ani în urmă au avut alt nume de familie. Și ei auzi ceva. Dar numele de familie de multe ori înseamnă ceva. Adică el arată un semn oarecare. Și el vrea să știe din ce unii familii s-au tras, zicem, da? Sau sunt persoane care în familia lor, să zicem, este o problemă de înrudire foarte apropiată. Vă dau un exemplu. Deci, de exemplu, mămica și tata poartă același nume de familie la căsătorie. Da? Și ei vor să vadă de unde sunt rude, dacă sunt rude. Deci sunt cazuri când într-un sat, să zicem, au fost cu nume de familie sute de oameni și chiar nu sunt rude. Deci mămica și tăticul, de exemplu, astăzi au același nume de familie și se constată că 200-300 de ani în urmă nu erau rude oricum. Dar undeva, deci ei vor să verifice, nu cumva sunt rude foarte apropiate, deci asta era. Adică chiar și cu ocazia, te propun să-mi de acum, căsătoriilor, când mire și mireasa aveau același nume de familie, rugau să vadă dacă nu cumva până la 3 generații sunt rude. La nobile asta era regulă. Tot timpul și preotul, apropo, tot timpul urmărea mai ales în sate, că nu cumva să fie verișorile de a doua sau de a treia. Suntem pe final de emisiune. Vreau să-mi spuneți cât de important este ca acest arbore să fie întocmit de un specialist? Da, deci eu să spun că e un lucru banal. Un dinte îl poate scoate oricine cu creștere. Dar mai bine să-l scoată medicul stomatolog care este priceput. Din cauza cu arborele este mai bine să-l facă cineva specialist, pentru că una, deci dacă nu sudeți în domeniul așa, deci experimentat, deci trebuie să mergi la arhive 2-3 ani și mai mult poate. Dar în același timp s-ar putea să mergeți în zadar, pentru că puteți să faceți o greșeală și anihilează tot munca asta. Când se unește arborele, când se unesc fiecare generație, se poate face o greșeală. De exemplu, acolo au fost 3 sau 4 persoane cu același nume. Ion Ciobanu. Exemplu, da? Și acolo apar reguli care... Dar îndemnul meu, dacă sunt la final, îndemnul meu ar fi următorul. Indiferent că aveți posibilitatea să mergeți la arhivă sau nu aveți, la biblioteci și arhive, da? Pentru că ești și arhivele, deci îndemnul meu ar fi fiecare să-și facă câte un caietel pe care să scrie istoria familiei mele. Și cât sunt în viață părinții și bunei, să-i întrebe pe fiecare cât cunoaște în jos. Cine a fost, cum îi chema, domnul Bănărescu, ce frate s-o, caietul de istoria familiei. Dar discuție purtăm în familie. Adică un caietel în care să scrie fiecare. Cred că de azi o să aveți imboldul de a face acest lucru și de a găsi. Pentru că eu îmi știu rudele până la a 5-a generație sau a 6-a undeva așa mi-am făcut. Iată, apropo, ăsta e arborele dumneavoastră. Aoleu, da? Fantastic. Deci asta a fost surpriza de pe care ați vorbit dumneavoastră. Fantastic, mulțumesc tare, tare mult. Iată. O să ne completăm încă. M-ați emoționat un pic. Deci l-au văzut. Deci l-au văzut pe model. Deci un arbore de asta. Așa, m-ați emoționat. Ultimul element, apropo, noi am pus pe partea stângă. Preoții sunt care comandă. Pe partea stângă, acolo în colț. Preoții roagă să le facem arborele pentru că să ai acasă un arbore se referă la porunca a 5-a. Da, cinstește-l, da, da, eu am citit la dumneavoastră pe... Cinstește-l pe tatăl tău și mama ta.
Asta e porunca a cincea și ai scut mai departe. Și de fețe bisericești tot se interesează de arborele familiei ca să aia. Vă mulțumesc din suflet, nici nu m-am așteptat. Și apropo, este o surpriză că ieri a fost ziua mea de naștere și ați avut, da. Și ca la final, doamna Bănărescu, un cuvânt de ce trebuie să facem noi ca să avem copii fericiți? În primul rând, de noi trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că copilul este principal și nu suntem noi principali. Copiii noștri așteaptă dragostea noastră și așteaptă atât grija de la părinți cât și grija de la stat pentru a oferi condițiile necesare de trai. Copilul nu trebuie în afară de dragoste, comunicare și susținere. Și copiii sunt, avem copii foarte deștepți și consider că generațiile care sunt acum sunt generații foarte bune și nu trebuie să le pierdem, trebuie să le valorificăm. Da, și domnul Stăvilă, copiii dumneavoastră sunt fericiți. Dumneavoastră le-ați oferit cel mai mare dar. Și pe timpuri știu că acest arbore stătea pe peretele fiecărei familii. Asta îmi spunea bunica. Și apropo, asta este visul meu, ca în Republica Moldova să devină o tradiție, în fiecare casă, lângă icoană, să fie și arborele familiei. Da, și asta vom dezvolta niște principii și niște valori sănătoase în familie și copiilor noștri. Și în societate, exact. Și în societate. Nu ne lipsește acum, da. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în studio astăzi și doamnelor și domnilor, și eu îmi doresc ca în Republica Moldova copiii să fie educați de ambii părinți, să fie alimentați corect, să nu fie abuzați, să fie crescuți și educați conform vârstei sale, la școli și la grădinițe, și să avem copii fericiți pentru a avea o Moldovă fericită în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la alte emisiuni la 20:30 la Accent TV. La revedere!